Când nu se împlinește un obiectiv, atunci începem să discutăm dezbateri de a pleca, de a rămâne, de a cine vine, cine pleacă. Eu ce am văzut în aceste două săptămâni, se încearcă să se manipuleze și să se împingă în anumite direcții. Și asta nu e fair, nu e corect, nu e normal ca lucrurile într-un anumit... Și probabil e al nostru din România, în momentele grele, să începem să vorbim foarte mult și să împingem în direcția care ne convine unuia sau altuia. Sunt acele interese de care v-am vorbit eu la un moment dat, care există. Și se pare că în aceste două săptămâni am văzut foarte multe interese. Foarte multe interese, adică promoționat jucători, promoționat lucruri, atacat antrenori, atacat jucătorii, adică totdeauna făcute toate, cred eu, conștient, făcute de majoritatea. Inclusiv a fost colegi de-ai mei, care s-au lăsat duși cu jocul ăsta. Iar eu vă spun un singur lucru, există încă două meciuri importante, puteam să, victoria să fie, mai era atât de puțin să câștigăm acest meci acasă și cred eu că cu toții ne dorim calificarea. Și atunci când ești în fața unei calificări, numărul unu, cât ai critica și cât ai analiza și cât ai vorbi, trebuie să fii pozitiv. Trebuie să fii pozitiv, să aștepți, să dai, să emani și să dai un spirit de unitate fără să, în momentele acestea, nu, chiar dacă fiecare o să avem o părere, ne spunem câte ceva.